Salut și bine am găsit la un nou vlog. Astăzi este un vlog super pentru că avem niște sushi. Avem o experiență cu sushi. Știu că am mai mâncat sushi, dar n-am mai mâncat creveți. Din asta, din asta, din asta, din asta. Vesta aici, cred că am mâncat tot. Hai să desfacem și să vedem. Da, dar înainte de asta, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal și să vă abonați și la Ionos Max. Singurul lucru ce nu-mi place mie la sushi, că au sosirele astea oribile, nu-mi plac. Deci astea nu-mi plac. Cu ce să începem? Avem și aici și bătișoare. Cine nu le știe, trebuie să le rupi. Dacă ești profesionist, ca mine, bineînțeles. Ok, deci o să începem cu ceva mai simplu. Sper că ați apăsat butonul de like. O să începem cu cu orezul cu creveți. Sunt destul de sigur că nu asta trebuia să se fie la. Ok, deci o vă știți ce? Chiar este bun. Nice. Bun, o să luăm chestia asta mai roșie așa. Nu pot să iau pe băț. Așa că o să iau cu mâna. Ok. Au. Ok. A fost delicios. Da. Am băiat să lângă. Vă rog cum mănâncă un răpunător. De fapt, știi ce chiar e bun? Asta este coada de la crevete. Avem un crevete, ia. O să-l mâncăm și pe acesta. Și după aia luăm sushi-uri. Sushi-urile. Ok. O să mâncăm crevetele astea. Asta cumva e lipit cu super glue. What? Mai avem câțiva sushi. Câțiva, șase. Asta a fost un kebab incredibil de bun. Da.
Aici avem următorul sushi. Așa, să-l încercăm. Bun. Deci avem ultimul sushi de gustat. Căci îi las un tapet. Asta este ultimul sushi. Sushi-ul normal. Să vedeau. Și după aia să ne vedem pe data viitoare, dar mai întâi să mănânc acest sushi. Da. A fost bun și acesta. Și nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă nu știți că v-am spus vreodată. Și să vă abonați și la Ionuț Mag. Și noi să ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!